Municipiul Târgu Jiu ar putea deveni punctul zero din regiunea Olteniei în ceea ce privește competițiile de tenis, precum și tot ceea ce ține de practicarea acestui sport. Federația Română de Tenis a demarat un proiect de regionalizare a activității, iar Târgu Jiu este pe lista locațiilor unde se vor înființa centrele regionale. Viceprimarul municipiului Adrian Tudor a participat la finele săptămânii trecute la o întâlnire cu proprietarii de cluburi de tenis din Târgu Jiu, la care a fost prezent și vicepreședintele Federației Române de Tenis, Răzvan Itu. Am răspuns pozitiv invitației domnilor lor. Știam de acest proiect, îl mai discutasem la federație, acela de a organiza, de a înființa centrul regional al Federației Române de Tenis la Târgu Jiu, pentru regiunea Oltenia, spun dânsii ca informație suplimentară că ar deservi și parte din județul Hunedoara, fiind mai aproape de Târgu Jiu, în speță municipiul Petroșani. Pentru Târgu Jiu, realizarea acestui centru regional ar aduce multe plusuri, pornind de la imaginea orașului în urma organizării unor competiții naționale și internaționale și până la facilitarea accesului copiilor la practicarea tenisului. Competiții de tenis naționale, dar și internaționale, care ar ajuta municipiul Târgu Jiu, odată că este nevoie de spații de cazare, am ajutat foarte mult proprietarii de hoteluri și pensiuni din municipiu. Este vorba de imaginea municipiului Târgu Jiu, pentru că există un larg interes din partea televiziunilor de specialitate, deci de sport, de a transmite astfel de competiții și nu e lipsit de importanță ca să se vorbească despre municipiul Târgu Jiu. Și cred eu că foarte important, copiii din Târgu Jiu, practicanții de tenis, vor avea acces mai ușor la experiența Federației Române de Tenis, la logistica Federației Române de Tenis, aici, acasă, la Târgu Jiu. La nivelul municipiului Târgu Jiu există 6 cluburi private de tenis, toate acreditate FRT.